Vise împletite, vise împletite, cu croșetă, ax sau cu andrele. Te invit în lumea mea de vis, unde scapi de gândurile rele, unde simți că ești în paradis. Ochi cu ochi, pe față sau pe dos, aici găsești o lume minunată, cu dimineți născute din frumos, de care să nu mai uiți niciodată. Clipe fericite, la vise împletite, o să fii și tu cu noi, din Roma, București sau Dorohoi. Clipe fericite, poți să fii și tu cu noi, din Roma, București sau Dorohoi. Paris, Torino, Berlin, Milano, Sicilia, Sofia sau de oriunde ai fi. Îți mulțumim pentru încredere. Luna mai, una din lunele cele mai frumoase, pentru că înfloresc multe flori parfumate. Natura învie după o iarnă grea, iar păsările ciripesc în fiecare dimineață. Am ales pentru această lună proiecte deosebite, care să vă aducă în garderobă ceva nou, de purtat vara asta. Sper să te bucuri de aceste proiecte și să le lucrezi și porți cu mare drag. Spor la lucru! Vă îmbrățișăm tare, tare și cu drag! Vio și Clau. Cutia lunii mai. În fiecare lună ador să caut fire cu care nu ați mai lucrat sau pe care doriți să le încercați. Să adaptăm proiecte pentru aceste fire, pentru că este foarte important ca fiecare proiect să fie adaptat la firul cu care se lucrează sau invers. Pentru fiecare fir există un proiect adaptat. Fiecare schemă care se scrie ia în considerare proprietățile firului din care se lucrează. De aceea, pentru doamnele care cumpără schemele separat, vă sfătuim să lucrați cu același fir, pentru că modelul ales, croiul ales, forma proiectului, toate țin cont de cum se prezintă firul și cum se așează după spălat, după lucrat. Da. Luna mai, luna foarte frumoasă pe care eu o ador și nu pentru că este ziua mea, ci pentru că este luna de trecere dintre primăvară către vară și deja putem să alegem culori mai vii și să înviem după o iarnă posomorâtă sau după o toamnă mai tristă. Vara este și primăvara sunt anotimpurile care ne îndeamnă și ne încurajează să purtăm haine mai legere, să fim mai veseli și ne aduc mai multe zâmbete decât alte perioade ale anului. Ce a conținut cutia mai? Bineînțeles că aveți mesajul aferent, pe care îl găsiți în fiecare cutie, în spatele căruia se ascund cele trei scheme. De data asta avem trei scheme în cutia lunii mai și o să le vedeți în continuare prezentate. Pentru aceste scheme avem două fire. De ce? Avem un set lucrat de Claudia Popliceanu, o bluziță și o fustiță, la care ea a consumat un ghem de fir pentru bluziță, un ghem de fir pentru fustiță. Este o schemă foarte versatilă pe care am ales să o punem în această cutie, pentru că unele doamne poartă fuste, unele nu, unele au mărime mai mare și atunci cele două gheme pot fi fie folosite la cele două proiecte, fie un ghem îl puteți folosi la un singur proiect, fie transformați bluza în rochie, fie transformați fusta în rochiță și atunci cele două gheme vă sunt suficiente pentru orice mărime. La celălalt proiect, proiectul tricotat, am colaborat din nou cu draga noastră Daniela Vatra, care a început să scrie niște scheme foarte interesante și am ales firul Summer. Firul pe care știu că foarte multe dintre voi l-ați așteptat anul acesta
E un fir foarte calitativ care câțiva ani a dispărut de pe piață și acum am încercat să-l aduc din nou, special pentru aceste cutii și nu numai, urmează să vină și în magazin separat pentru că ador acest fir. Firul Summer este un amestec de bumbac și viscoze. Este potrivit pentru perioade calde ale anului, bineînțeles că nu pentru 40-50 de grade, dar e un fir de vară foarte calitativ. Este potrivit atât pentru croșete cât și pentru andrele, dar recomandate sunt andrelele pentru că se așează mai bine în andrele și este un fir din care se pot lucra foarte multe piese vestimentare, de la bluzițe până la rochii de ocazie, pentru că în acest fir o să vedeți că are, din cauza viscozii, are un luciu aparte și este foarte potrivit pentru rochii de ocazie. Daniela a folosit la bluzița pe care a lucrat-o ea 200 și un pic de grame, adică 2 gheme și foarte puțin. În cutie o să regăsiți 3 gheme, astfel încât să vă ajungă pentru o bluză mai lungă dacă doriți să faceți sau puțin mai largă. Ea oricum este mărimea L, să știți, bluza prezentată este mărimea universală, dar este mărimea L. În schemă o să găsiți aceste detalii. Pe lângă cele 650 de grame de fir, pentru că o bobină de Diva Ombre are 250 de grame și aveți 500 de grame de fir Diva Ombre și 300 de grame de Summer, în total 800 de grame, v-am mai pregătit ceva, un cadou foarte util pentru doamne și domnișoare. Este un șiretlic pe care îl putem folosi pentru acele decolteuri mai pronunțate sau pentru a prinde într-un mod interesant o eșarfă. În colet o să regăsiți o punguță în care ați primit o broșă cu perlă la care se dă jos una dintre perle și această broșă se poate folosi ca și accesoriu pentru foarte multe piese vestimentare. Pe lângă această broșă, în cutiuță ați găsit fie nasturi, fie două clame pe care să le folosiți pentru genți sau pentru hanurace. Da? Sunt acele două capse, clame, nu știu cum să le zic, foarte utile pentru gentuțe de vară, rucsace sau pentru hanurace. Aceasta este cutia lunii mai. Urmează să vă arăt și proiectele realizate de frumoasele Claudia și Daniela, iar nu în ultimul rând vreau să vă spun că schemele pe care le regăsiți în cutie sunt printate color, aveți în față pozele, da? Pozele proiectului cu detalii de lucru, iar în spate aveți textul scris pe foarte detaliat, da? Deci aveți și text și poze și știu că foarte multe doamne mă întreabă pentru ce mărimi faceți schemele. În general, toate schemele pe care le avem noi în cutii sunt prevăzute pentru toate mărimile aproape, pentru că vă învață, nu aproape, chiar pentru toate mărimile, pentru că în fiecare schemă se explică câte ochiuri să puneți pentru S, la cele tricotate, pentru M, pentru L. La cele croșetate, Claudia vă învață cum să lucrați astfel încât să adaptați pe corpul vostru. Sunt două proiecte extraordinare în această lună și foarte versatile și o să mă repet de fiecare dată în fiecare videoclip. Fiecare schemă poate fi adaptată și modificată în funcție de preferințele voastre. De exemplu, bluza de la Daniela, mai luați un ghem și o transformați în rochiță până la genunchi, da? Aici Claudia are fustă care, dacă lucrați partea de sus și o începeți de sus, se transformă în rochiță. Sau aveți bluzița care, la fel, dacă o continuați până jos, se transformă în rochiță. Și aceste scheme sunt foarte utile pentru voi ca să le aveți acolo în dosarul vostru și când aveți nevoie, apelați oricând la ele. Vă mulțumesc pentru că cumpărați în fiecare lună această cutie și astfel ne susțineți activitatea. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă mulțumim pentru toate pozele cu proiecte pe care le-ați lucrat folosind schemele din aceste cutii și firele, bineînțeles. Iar acum vă las să admirați proiectele lucrate pentru această cutie.